6.000 de voluntari au răspuns afirmativ invitației organizatorilor Let's Do It România pentru curățarea mediului înconjurător. Băcăoanii au renunțat la ziua liberă și s-au luptat sâmbătă cu gunoaiele aruncate în natură. În doar câteva ore, voluntarii au reușit să strângă câteva zeci de tone de deșeuri. Până acum am centralizat 6.900 de voluntari care au colectat 6.120 de saci de deșeuri. Urmează și o să fie mai multe statistici legate de ce s-a colectat, dar momentan sunt rezultate finale parțiale. Sute de elevi, studenți și salariați au împânzit și municipiul Bacău, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Într-un interval record, tone de hârtie, plastic, sticlă și textil au fost adunate și transportate la groapa de gunoi a orașului. Au fost destul de multe deșeuri, adică și anul ăsta din numărul de saci se vede că au fost destul de multe. Noi, cel puțin grupa mea, a strâns în jur de 60 de saci. Noi eram împreună cu cei de la Ferdinand care strângeau puțin mai încolo și ceva de genul ăsta au strâns și ei. Nu știu, am găsit o grămadă de lucruri, de la uși de frigidere, la panouri publicitare băgate în pământ, materiale de construcție, cam tot ce aruncă băcăoanii am putut să găsim. Este un număr mai bun ca anul trecut de voluntari și de saci, dar mai slab ca acum 2 ani. Deci, per total, spunem că e bine. Let's Do It România a devenit cel mai mare proiect de implicare socială din România.